însă nu știm să le conservăm. Așa s-ar putea descrie și povestea epavei de la Costinești, care se degradează pe zi ce trece. Deși turiștii care ajung în stațiune sunt de-a dreptul încântați de nava încărcată de istorie, autoritățile nu fac nimic pentru a o restaura. Păi se gândesc să o lase să se degradeze și mai rău, să fie și mai epavă de atât, nu? Există un filmuleț pe care un constanțean l-a realizat în interiorul epavei, ca să vedeți într-adevăr cum arată. Se observă foarte clar ce pericol reprezintă pentru cei care se apropie. Sunt imaginile pe care un tânăr curajos le-a filmat chiar în interiorul epavei de la Costinești, un simbol al stațiunii, dar care a fost lăsat în paragină. Se observă cum rugina a cuprins aproape toată suprafața navei aflată în largul mării. Asta deși nu există turist care să ajungă în stațiune și să nu își dorească să vadă celebra epavă printr-o plimbare cu vaporașul. Navă grecească, Evanghelia se numește, l-a avut ca proprietar pe Aristotel Onassis, cel mai mare armator grec, unul dintre cei mai înstăriți oameni ai vremii lui. Deși este încărcată de istorie, Evanghelia se degradează de la an la an, iar hoții de fier vechi îi dau tot mai de stârcoale. În primă fază, cuprul a plecat de pe ea. Din ce în ce mai uzată, vedeți că na, mediul în care stă, apa sărată, apa mării o corodează. Nava grecească este un obiect unic în România, iar dacă în alte țări autoritățile fac tot posibilul pentru a consolida aceste simboluri, la noi pare imposibil, deși potențial turistic există. Foarte interesantă și faptul că are mai multe variante o face mai interesantă. Probabil și faptul că este în apă și mai greu accesul la ea o face să devină mai inaccesibilă pentru noile modificări. Știați ceva despre istoria ei până acum? Sincer, nu știam. Pot să zic că am plecat cu un bagaj mai mare de cunoștințe. Ca toate poveștile marinărești. E păcat, dar totul e sortit pe ei. Nava este înrudită chiar cu celebrul vas Titanic. Ambele au fost construite pe șantierele din Liverpool.